Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ne-am propus să discutăm despre sistemul de sănătate, despre ceea ce se întâmplă în interiorul lui și despre ceea ce scriu colegii noștri nemijlocit de braslă, adică media. Aceste lucruri vom încerca să le abordăm împreună cu Iurie Donduc, președintele Comisiei Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și doamna Rodica Grama, master în bioetică, legislație și management în sănătate, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesmițianu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Pentru început vreau ca să facem referire la câteva evenimente care s-au desfășurat pe parcursul ultimilor ani și cele mai proaspete sau cele care au intrat în memoria fiecăruia dintre noi sunt următoarele, cred că. Asistentele medicale în stare de ebrietate în anul 2016, reporter lovit de angajați Institutului Mamei și Copilului în 2015 și anul ăsta, de fapt, culmea a constituit cazul din cadrul maternității, atunci când o tânără a fost nevoită să avorteze în niște condiții destul de interesante. Domnule Donduc, haideți să începem a explica telespectatorilor de ce se ajunge aici, ce nu funcționează în acest sistem. În primul rând vreau să vă spun cu toată certitudinea că aceste nereușite sau unele cazuri, ele nu sunt ca regulă, dar ele sunt ca excepție. Da. Vreau să vă spun că sistemul de sănătate din Republica Moldova este un sistem destul de bun și drept dovadă este numai un exemplu. Practic, majoritatea absolută din noi sau au rude sau activează peste hotarele Republicii. Ce fac concetățenii noștri când vin în scurt concediu acasă? 90% vreau mai repede să-și rezolve problemele lor de sănătate și anumit să viziteze medici, să primească tratament, fiindcă având comparații cu țările unde ei activează, asta este cel mai bun exemplu. Spun că, dar știți că acolo este cu mult mai complicat. Dar deci, spuneți-mi, vă rog, acest lucru nu este legat și de prețuri? O asigurare acolo nu costă nu. Mai mult? Persoanele care acolo activează tot au dispun de poliță de asigurare care le scuvine fiind angajați în câmpul muncii și ei nu plătesc pentru servicii medicale. Dar în comparație spun că e mai dificil, e mai greu să ne merești la medici, nu le satisface calitatea. De ce e? Dacă vorbim în întregime de sistemul de sănătate, deja acum din 2004 noi avem un sistem foarte bun când am început să activăm în cadrul asigurării obligatorii. Aduceți aminte ceea ce a fost anii 90, unde era un dezastru complet. Acum, practic, fiecare cetățean, chiar și acela care nu are poliță de asigurare, fiind neangajat în câmpul muncii, dar poliță de asigurare dispună 80-85% din toată populația, au posibilități gratuite de servească în asistență medicală primară. La și totuși referent. Cum se ajunge? Iată acest caz care a fost acum. Eu voi spune, noi, nu este cum s-ar spune pădure fără uscăciuni. Cei care lucrează în sistemul sănătate toți sunt oameni. Sunt unii mai responsabili, sunt unii mai puțin responsabili. Fix aceeași cum este și în alte ramuri a economiei naționale. Nu avem probleme în transport, nu avem probleme în sistemul de jurisprudență și multe, multe altele. Dar asta nu înseamnă că acest sistem nu lucrează bine. Altceva că e mai sensibil, sistemul de sănătate este mai sensibil. Și de noi operăm cu viețile oamenilor până la urmă. Ori aici poate e cel mai durut. Iarăși noi trebuie să ne referim la cifre. Dacă noi vorbim, dacă vorbim la același iarăși de sistemul ocrotirii sănătății mamei și copilului, indicatorii care sunt, asta este cei care reflectă calitatea asistenței medicale, de două, de trei ori sunt mai buni comparativ cei ce am avut noi în sistemul Uniunii Sovietice, când parcă spărea că finanțarea este mai bună, medicii erau cu mulți mai mult, dar de ce e? Aici sunt mai multe componente și cred că ar trebui să discutăm despre aceasta. Doamna Grama, dumneavoastră în calitate și de conferențiar universitar vreau să vă întreb. Poate ar stârni reacții destul de interesante și din partea lucrătorilor medicali. Cei care absolvesc astăzi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie conștientizează care este valoarea acestui jurământ al lui Hipocrate?
Deseori se interpretează că unii dintre ei ar face-o doar de, nu știu, de dragul protocolului sau cum e posibil ca o tânără care are probleme, încearcă să se nască, să fie înjurată, să fie înjosită, să nu-i se acorde un prim ajutor. Da. Numai că vreau să menționez un moment la ceea ce spuneți dumneavoastră, da. Dacă vă referiți la cazul nemijlocit, nemulțumirea față de comunicare, ceea ce a ținut de acea brutalizare sau aroganță, a venit nu din partea unui absolvent a facultății de medicină, dar a venit din partea unui personal mediu. Deci o greșeală care se face în ultimul timp este că se pune la pachet comportamentul unui personal inferior sau a infirmierii, a unui personal mediu și toți se numesc medici. Medicii au spus, pe când de fapt a spus o infirmieră. Deci vă rog foarte mult să detașăm aceste două momente importante, fiindcă nu putem să atribuim medicilor toate păcatele sistemului. Dar dacă e să vorbim despre comunicare în general, vreau să spun că noi avem medici cu adevărat foarte buni ca profesioniști, însă cu regret nu știu să vorbească. Deci, în sistemul nostru a mai rămas încă un rudiment a educației primite încă pe timpurile sovietice, când era scris chiar în unele coduri a medicului sovietic că confidențialitate este secretul diagnozei față de pacient. Adică diagnoza o știe medicul, el decide, el îi spune, el știe ce trebuie să facă. Și această comunicare, această deschidere spre pacient a început să fie promovată mult mai târziu. Păi, uite, acea gândire tradițională a mai rămas. Și cu regret, noi astăzi avem încă multe instituții medicale, în special acolo unde sunt medici de generație mai înaintată, să zic așa, care au deja o experiență, care sunt ca profesioniști foarte buni, încă se conduc de cele principii. Și o problemă serioasă care acum trebuie să fie luată, să spunem așa, la creion sau la evidență de către toți managerii, este totuși să pună un accent deosebit pe n-aș zice reeducare, dar o refocusare a atenției medicilor, fiindcă de fapt 70% din activitatea unui medic este comunicarea. Comunicarea cu pacientul, cu rudele, cu colegii, cu, eu știu, societatea în genere, dar comunicarea trebuie Doamna să Grama, fie. La început acestei emisiuni pomeneam de câteva situații care au fost destul de mediatizate. Aici putem vorbi cazul copilului ce a suferit în urma anesteziei, altor situații. Haideți să vedem, dumneavoastră vorbiți despre o lipsă de comunicare. Iată, în cazul de bază sau în cazul la care facem noi referință, au urmat și câteva demisii, da? 3 demisii, cel puțin astea sunt datele oficiale. Aceste demisii sunt justificate din punctul dumneavoastră de vedere? Ar trebui să cineva din colegii dumneavoastră și-a exprimat un punct de vedere mai radical, trebuiau mai multe demisii. Nu, eu sunt contra demisiilor și am să vă explic de ce. Să formeze un medic este o investiție în timp și în bani. Deci un medic se formează foarte greu. Și atunci când ai un medic bun, nu poți pur și simplu să te dezici de el, fiindcă a făcut o greșeală. Deci peste hotare medicii tot greșesc, dar există o politică foarte clară. Gravitatea acelei greșeli și măsura de a face niște acțiuni care să evite repetarea. Deci da, se poate de suspendat, se poate de trimis la niște instruiri suplimentare, se poate de scăzut, eu știu, un salariu pe o perioadă de timp. Dar dacă noi o să începem demisii și o să începem eliberări din funcție, noi și așa avem o insuficiență de medici în sistem. Și atunci se mai plâng 2-3 pacienți pe rețele de socializare, mai demitem în câteva instituții și dezgolim sistemul. Deci eu cred că ar trebui de gândit un mecanism foarte clar ceea ce ține de sancționare și cum să ridicăm calitatea actului medical. Pedeapsa nu aduce întotdeauna cele mai bune rezultate. Domnule director, cu permisiunea dumneavoastră o să citez. O mămică a aflat că fătul său s-a oprit din evoluție la spitalul din Rezina, dar a fost trimisă la Institutul Mamei și Copilului cu microbuzul de rută, pe motiv că întreruperea sarcinii nu constituie o urgență medicală. Am avut un asemenea caz. E posibil să trimitem un pacient? Da, desigur că ce a stat tot aici la mijloc. Eu vreau să vă spun, să fac altă comparație. Apare nu numai în Republica Moldova, dar și în alte țări, când pacienții trebuie să deplaseze dintr-o localitate în alta pentru a primi anumite servicii. Investigații. Da, investigații sau servicii planificate. Și zilnic la noi, în Republica Moldova, inclusiv și femeile gravide,
care trebuie să consulte, să deplasează dintr-o raion în altul, de localitate în altă. Dacă le permite starelor, dacă este într-o stare satisfăcătoare fătului intrauterin. Ce s-a întâmplat atunci și acolo? Desigur că tot a lipsit o informare și o comunicare și lipsa discuțiilor nemijlocit cu pacienta. Da, a survenit o nenorocire pentru această femeie. Fătul fiind intrauterin s-a oprit în evoluție și voi spune că aceasta se întâmplă spre marele regret destul de des. Cam o treime din toate sarcinile care survin nu ajung până la bun sfârșit și se opresc în evoluție. Desigur că au fost două variante. Noi ne-am informat atunci și medicul care era a apreciat că starea este satisfăcătoare și a recomandat să era posibil ca ea să deplaseze și cu transportul propriu. Desigur că în acest caz au fost mai multe păreri, dar nu exista un regulament, el și până nu există atunci când survine oprirea sarcinii evoluției, numai decât trebuie de transportat cu un transport sanitar. Asta este situația, dar iarăși prost a fost explicat, familia era în stres, nicătând că această transportare necesita și unele resurse și atunci trebuie de gândit cu care transport, cu ambulanță pur și simplu să fac transportarea. Au fost și alte argumente atunci când am cu alt transport și să-l transport, că numai cu ambulanță din teritoriul respectiv, când ambulanța va fi un caz de urgență și atunci nu va fi posibilitate să plece la chemare la un pacient care se află în urgență. Iarăși, în fiecare caz trebuie de avut o atitudine individuală. Da, poate și în cazul cealaltă dat, poate și era cazul transferat cu un transport sanitar, dar indicații absolut pentru aceasta nu era atunci. Da, doamna Grama. Eu aș vrea să adaug la acest caz, fiindcă l-am cunoscut, am fost în comisie și atunci când s-a analizat, deci și acel caz și cazul femeii de la Institutul Mamei și Copilului, de fapt, au ajuns să fie cazuri mediatizate din cauza încărcăturii psihologice care a suferit o femeie la moment. Fiindcă la momentul unei femei însărcinate într-un termen avansat i s-a spus că copilul s-a oprit în evoluție. Aici am avut cazul Ecaterinei care i-a fost comunicat că la sarcină de 21 de săptămâni copilul are malformații, i-a fost indicat avortul, femeia fiind tânără, 19 ani, prima naștere, neavând încă experiența ce înseamnă naștere, deci în ambele cazuri era nevoie de o consiliere. Consiliere psihologică. Păi vreau să vă spun că medicii noștri care sunt foarte încărcați din punct de vedere a activităților medicale, nici nu prea au abilități de a face această consiliere. Și în cazul când discutăm de multe ori, ei spun, dar eu nu știu, asta nu e treaba mea. Pe de altă parte, noi funcția de psiholog în instituțiile medicale o avem, dar nu avem personalul. Și rămâne acest vacuum. Dumneavoastră vorbiți încercând poate să apărați personalul medical, dar cei care ne vor privi la această oră vor spune că aceste cazuri care au fost mediatizate constituie, nu știu, nu vreau să dau acum o cifră ca să fiu acuzat, dar mai sunt în cazuri care nu au fost mediatizate. Da, de acord. Sunt foarte multe și ceea ce spuneați dumneavoastră, eu personal cunosc mult mai multe cazuri de nemulțumire. Noi nu încercăm să mușamalizăm sau să spunem nu s-a întâmplat și să acoperim că nu sunt greșeli. Greșeli medicale sunt multe și în lume sunt multe. Noi acceptăm și spunem, confirmăm cu adevărat că spre regret sunt foarte mulți lucrători medicali care își permit lucruri care încalcă toate canoanele de etică și deontologie. Dar vreau ca să facem o diferențiere în aprecierea greșelii medicale. Și cred că atunci când se comite o greșeală, trebuie de înțeles de ce a fost aceasta făcută. Poate să fie din lipsa posibilităților și medicul nu a avut altă ieșire, din lipsa cunoștințelor, din lipsa circumstanțelor și așa mai departe. Deci, da, noi recunoaștem că în cazul care dumneavoastră l-ați menționat, au putut fi
acele brutalizări și poate de aceea și administrația instituției și-a luat măsurile atât de radicale, fiind într-un fel supărată de ce personalul și-a permis lucrul ăsta, că s-a ajuns la așa mediatizare. Dar ce vreți să recunoaștem? Că da, toți medicii se comportă urât. Nu, nu putem asta spune. Da, recunoaștem că pot fi așa acțiuni. Spuneți-mi, vă rog, de ce această tânără a fost trimisă să-și procure preparatul în condițiile în care se spune că el de fapt era în instituție? Da. Și dacă e așa, haideți să aflăm. Iată aici ceea ce vorbi doamnă doctor Gramă, cred că este mentalitatea aceea inexplicabilă, că într-adevăr acest lucru nu a trebuit să întâmple. Și eu, fiind în comisie de cercetare acestui caz, am discutat cu medicul care ne mijlocit aceasta, a făcut și îmi spune, dar știți, poate să mai întâmple câteodată că nu este o provizionare ritmică și într-adevăr să mai întâmplă nu din cauza medicului și apar așa anumite cazuri și iată au fost ultimul timp mai multe femei la care trebuie de aplicat acest medicament și eu i-am spus dacă și poate să procure, dar mai mult că atât am socotit că anumit acest remediu în combinație aceea că sunt câteva remedii care se utilizează în asemenea cazuri, după părerea mea, poate a fost mai efectiv. Dar putea fi utilizat acest tratament sau acest preparat, cer scuze, în condițiile în care era vorba de cea de-a 63-a zi de sarcină? S-au ridicat multe semne de întrebare aici, chiar da. Pe ambii o să vă rog să iarăși, el putea să fie utilizat și drept urmare ne vorbește ce e că nu s-a întâmplat, nu a provocat spre fericire, nu a provocat complicații. Dar ce vreau să spun, ceea ce s-a întâmplat, asta a fost o încălcare inadmisibilă. La această concluzie cert a ajuns comisia și de aceea și persoanele care au comis această, eu știu, o numim încălcare, au fost și sancționați. Și aici alte discuții nu pot fi. Pacientul nu trebuie să procure absolut nimic. Altă, dacă el insistă și chiar atunci, și atunci nu ar trebui de făcut aceasta. Instituția este aprovizionată totalmente cu medicamente necesare, există un standard cum trebuie de aplicat aceste medicamente și aici a fost o greșeală și inadmisibilă. Dacă vorbim despre medicamentul respectiv, se manipulează foarte mult cu această informație. Comisia a recunoscut cu adevărat, femeia și-a procurat acest medicament, cu adevărat a recunoscut că a fost o încălcare. Trebuie de accentuat că, de fapt, acest medicament despre care a vorbit domnul doctor este identic ca substanță activă cu medicamentele care sunt în secție. Deci nu a fost ceva mai performant. Pur și simplu este sub o altă formă de formă comercială unde se dă la pachet o pastilă de un preparat, patru de alte de altele. Pe când în secție erau aceleași preparate, numai că în formă separate sub alți producători. În cazul acesta nu a fost dat un preparat care ar fi avut alte efecte decât cele care erau în secție. Alta este că pacienții mai încearcă să înțeleagă indicațiile din prescripțiile din acele foi de informație din cutie și să-și facă concluzii. Câteodată medicii îi recomandă fiindcă diferă schema care este acolo și de aceea aici chiar nu este problema. Dar nu era o problemă cu faptul că era o sarcină destul de înaintată? Nu, deci conform protocolului național, sarcina până la 21 de săptămâni se admite a fi întreruptă medicamentos. Deci tot ce s-a făcut în acest sens s-a făcut conform recomandărilor și experiențelor care există. Deci este așa ordin care permite întreruperea medicamentoasă sarcine până la 21 de săptămâni. După acest incident, tânăra spunea că o să meargă la procuratură ca să depună, de fapt, o cerere. Pe parcursul zilei de astăzi, de la Avocații Promolex, am aflat că această cerere deja a fost depusă. O să încercăm să facem legătura telefonică cu Dumitru Slusarencu, avocat Promolex, care reprezintă, de fapt, această tânără, să aflăm care sunt acuzațiile și ce ne spune dumnealui. Domnule Slusarencu, bună seara! Da, bună seara! Mă numesc Vlad Madan. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre cazul de la Institutul Mamii și Copilului. Știu că pe parcursul zilei de astăzi ați depus o plângere către procuratură ce vizează, de fapt, starea acestei femei.
Haideți să deschidem un pic parantezele și să vorbim care sunt principalele acuzații care se aduc sistemului de sănătate la noi. Pentru că în acea cerere pe care am văzut-o și la, pe rețelele de socializare, vorbeați despre un tratament inuman și degradant. Este așa? Da, deci în primul rând trebuie să spun că plângerile a fost depuse la OPR pe data de 9. Da. Astăzi a fost doar plasat comunicatul. La fel, încercăm să găsim suport psihologic pentru tânăra și urmează să invităm alte proceduri civile, cel mai probabil, legate de acest caz. Plângerea la procuratură se referă la, eu nu o să-i spun acuzații, dar o să-i spun solicitarea de a investiga calitatea asistenței medicale, atitudinea medicilor care a dus ulterior la suferințe fizice și psihice mari ale clientei mele, lipsa suportului psihologic, încălcarea gravă a drepturilor pacientei, inclusiv a dreptului la informare, și alte aspecte legate de aceste circunstanțe. Ceea ce ține de problemele sistemului medical, noi încă nu putem face o concluzie, pentru că noi nu avem suficient documentat acest aspect, dar noi putem spune cu certitudine că există un fenomen în care femeile se plâng masiv de faptul că în procesul nașterii există încălcări grave și calitatea asistenței medicale este proastă sau nu este suficient de bună. Domnule avocat, ați văzut că au urmat și 3 demisii. De fapt, acest lucru, nu știu, este salutat? Cum ați apreciat aceste demisii? Nu este cazul noi să salutăm sau să nu salutăm astfel de acțiuni. Este o decizie pe care au luat-o autoritățile, ministerul, urma investigației pe care au realizat-o. Noi nu ne-am propus acest lucru ca cineva să fie dat afară. Dar mult mai important și mai prioritar decât asta este ca pe viitor astfel de cazuri să fie diminuate sau să fie, dacă este posibil, în general să dispară. Ceea ce ține de demisii este o decizie tehnică a autorităților și eu nu cred că trebuie să comentez. Domnule avocat, noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Domnilor, invitați, revenim în studio. Câteva cuvinte cheie am putea scoate din această intervenție telefonică. Asistenta medicală, care îi se aduc o serie de acuzații și în contextul ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, lipsă de comunicare, încălcarea drepturilor unui pacient și, de fapt, am putea continua. Doamna Grama, poate... Da, eu vreau să spun în acest context că de fapt acest caz încă o dată ne demonstrează o carență foarte mare în sistemul nostru, lipsa unei legislații pe malpraxis. Pentru că malpraxisul este un fenomen frecvent în activitatea medicală, el este unul normal pentru că el este în toată lumea, în toate spitalele din lume și în cazul în care se sesizează un caz de malpraxis, există diferite modalități de soluționare a acestuia care sunt la diferite niveluri, fiindcă reiese din gradul de prejudiciu adus și în cazul în care se aduce un prejudiciu grav, se ajunge până la penal, se ajunge până la chestii mult mai serioase și sunt de multe ori nemulțumiri care pacienții și le manifestă la nivel de instituții care pot fi oprite, soluționate aici. Deci, spre regret, noi nu avem și în cazul ăsta greșeala medicală ca atare în țara noastră nu este definită. Și atunci noi avem și această libertate, să zicem, a multora care nu înțeleg că greșesc. Da, asistenta medicală, probabil fiindcă astăzi rămâne numai spre spunem ce a fost acolo, fiindcă, mă rog, a fost o relație femeia și acea asistentă care era noaptea de serviciu, de gardă. Presupunem că a fost cu adevărat o lipsă de comunicare, lipsă de contact, o atitudine mai indiferentă, ignoranța care a fost povestită. Dar mă gândesc astăzi că, de fapt, cum ar putea fi acestea la moment apreciate ca valoare, în sens cât de tare a afectat, care este prejudiciu, care este de fapt necesitatea de a fi compensat acest pacient, fiindcă el are dreptul de a-și manifesta nemulțumire, oricine are dreptul. Cu părere de rău, la noi în țară lucrul ăsta se face pe rețelele de socializare și nu se face ordonat la o anumită instanță care să știe că, uite, aici se rezolvă așa cazuri. Domnule medic, vreau să aflu de la dumneavoastră de ce în Republica Moldova nu avem o instituție de etică și deontologie care ar examina poate aceste cazuri și ar face lumină deseori. Da, este de mult așteptată
și cred că nu trebuie să inventăm bicicletă, dar sunt asemenea modele practic în toate țările dezvoltate și mai puțin dezvoltate, inclusiv și cele din vicinitate. Ce vreau să vă spun în acest context, după cum auziți cum se interpretează? Cel mai vulnerabil acum în relație medic-pacient cine este? Medicul. El nu este protejat absolut nimic. Dăm spate de la unit în orice. Dar pacientul tot timpul este protejat că nu a beneficiat de o informație bună, nu a beneficiat de o consiliere, nu a beneficiat poate de o asistență medicală, de iarăși, care e gradul de apreciere ce este asistenții medicale? Unde este termină? În acest context, chiar discutam recent cu o medic care activează în Statele Unite și inclusiv și discutam la aceste teme și dânsul s-a informat și a spus ce se petrece la voi este inadmisibil. Dacă așa ar fi în SUAP, nu ar profesa niciun medic. Ei sunt protejați de lege, fiindcă eu nu spun și noi trebuie să definim ce înseamnă greșeală. Nu pot fi rezolvate toate cazurile 100%. Sunt lucruri care, multe din ele, nu pot fi depășite din mai multe circunstanțe, de gradul de avansare a maladiei, de afecțiune a organelor, de multe, multe. Și asta nu înseamnă că noi am venit și toate problemele vor fi rezolvate. Și atunci, dar eu, poate, în calitate de pacient, cum trebuie să reacționez atunci când sunt conștient că a avut loc un caz de malpraxis? Să mergeți la administrația instituției, în primul rând. Deci, spunea cineva că o infirmieră și-a permis să o pună pe femeia care era internată să-și spele podeaua în salon. Și am zis, de ce ai făcut-o? De ce nu te-a revoltat? Fiindcă am încercat să spun nu și infirmiera a început să strige la mine. Păi, dar nu trebuia să te pui în poară cu infirmiera. Ea are șef, ea are administrație și eu nu cred că șeful secției sau administrația instituției a dat indicația la infirmieră să pună pacientele să-și spele podeaua. Deci, atunci când pacientul cu adevărat va avea un comportament prin care el își va manifesta nemulțumirea adecvat și corect. Dar în același timp spuneam că este nevoie ca să fie echitate, fiindcă de multe ori noi avem și cazuri când medicul a fost agresat și eu știu lucrul ăsta chiar în spitalul domnului care este conduct de domnul Dondiu, când medicul a vrut să protejeze un copil pacient ca să fie agresat de un părinte care era la moment neadecvat și să lovească medicul care iarăși a trebuit după aia să primească tratamentul. Deci noi avem două baricade astăzi și dacă să intrăm în esență, fiecare din ele și-au dreptatea lor. Da, eu recunosc, sunt foarte multe încălcări ale drepturilor pacientului. Avem foarte mult de lucru la acest capitol și sper foarte mult urmarea discuțiilor care sunt recent duse de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale că vor fi schimbări ca urmare la toate cele cazuri care ultimii ani sunt tot mai frecvente. Eu vreau să continui această idee ca să înțeleagă telespectatorii că noi nu suntem cei care vrem să spunem că în sistemul medical sau în instituții concrete nu sunt eroși, nezvonsă. E indiscutabil că ele sunt și cum am spus eu de la bun început, ele sunt absolut pistot. Dar cine sunt acești lucrători medicali? Toți sunt membri societății, toți îi duc în această societate. Voi spune că studiul făcut recent, care noi acum l-am constatat că în o anchetare anonimă, o bună parte din medici care au copii nu doresc și nu recomandă medicilor ca să-și facă studiile medicale. Așa ceva nu mai fost știind și motivează cu mai mulți factori. Motivează cu ani grei și anevoioși de studii, 12 ani liceale, 6 ani de facultate, 4 ani de rezidențiat și la 30 de ani de bine încep să profeseze. Când colegii lor de alte specialități deja de mult activează. Dar nu numai asta este. Și de ce aici noi trebuie să fim foarte atenți și eu sunt pentru aceea că cât mai deschise să fie instituțiile medicale și cele specialități, asistența medicală primară și societatea civilă, prin diferite forme, să intre în instituțiile medicale și să ajute în rezolvarea acestor probleme. Asta nu înseamnă o mediatizare mai pe largă a acestor cazuri? Inclusiv și mediatizare, dar forma aceea, unei societatea civilă participă în mijlocit la dirijarea cu instituții, reprezentanții ONG-urile, participă la dările seamă, au contracte cu instituțiile medicale și chiar ajută, fiind speciali și juriști, și psihologi, și activează nemijlocit în secție, pe o perioadă de timp susțin și pacienții, să clarifică cu ce probleme se confruntă sistemul medical, nu tot sistemul, dar lucrătorii care activează acolo. De ce problemele este care le avem noi și care ele periodic apar,
Asta nu numai este problema sau sistemului, sau spitalului, sau nemijlocit personalul medical. Este o problemă a întregii societăți. Noi trebuie să o rezolvăm fix așa cum noi trebuie să rezolvăm problemele care există la noi în instruiri, în jurisprudență, începând să tolerăm, să informăm, să susținem, să nu fim indiferenți. Asta este. Și sistemul medical nu se deosebește de ceilalți. Și acolo tot lucrează. Oamenii tot lucrează, cetățenii noștri, copiii noștri, părinții noștri. Dar problemele e cel mai blamat, deci, ca profesie. Da? Cea mai blamată în sens că medicii sunt așa, deci așa o stereotipare că toți sunt răi astăzi în sistem și aceasta sperie foarte tare. Cum credeți dumneavoastră că, printre altele, Institutul Mamei și Copilului este instituție de forță, este o instituție cea mai bine pregătită și care acordă asistență medicală la cel mai înalt, la cel mai înalt nivel. Acolo, anual, se tratează mii și mii de pacienți, lucrează niște personal foarte, foarte calificat care este dedicat acestei spitalități. Cum trece prin trânșă tot nemulțumirea asta și eu vă spun și rău este. Și asta trebuie să ținem cont de asta. Nu spun nici într-un caz că să înțelegem acest lucru corect, că trebuie să îi îndreptățim pe cei care comit erori, care nu se conformă cerințelor respective și cu asta noi trebuie să împreună să rezolvăm aceste probleme care apar. Doamna Grama, spunea ceva mai devreme despre faptul că nu sunteți adeptul demisiilor, cel puțin în aceste cazuri unicate. Fără a da numele acestei femei care a suferit, cum ne explicăm noi faptul că e posibil, s-a comis o eroare, nu s-a știut, această asistentă nu și-a îndeplinit misiunea de serviciu. E suficient? Pornind de la ipoteza pe care ați enunțat-o dumneavoastră, lipsă de comunicare. Da, problema este că în cazul când o să informăm această femeie că, uite, știi, a fost demisionat un medic, o două asistente medicale și atâta lume e mustrată, nu cred că satisfacția femeii va crește de la faptul că cineva a fost demisionat. Poate atunci când am spune, știi, uite, noi am făcut așa și așa măsuri și noi facem totul ca lucrurile astea să nu se repete. Deci cu o altă femeie care o să vină cu aceeași situație nu va mai trece prin tot coșmarul prin care a trecut ea. Poate lucrul ăsta mai tare o să-i placă decât faptul că, uite, a fost dat doctorul cel afară și gata, eu m-am așezat satisfăcută. Nu, ea satisfăcută oricum nu va fi. Dar probabil va avea și sechele. Va avea. Mă rog, deci aici chiar nu e în puterea noastră să o spunem, probabil va avea, dar acele sechele nu cred că vor fi rezolvate de la faptul că cineva a fost dat afară. Deci asta este subiectul. Demisia ar trebui să fie deja măsura, știți, supremă. Atunci când merge sentința supremă, asta e demisia. Până atunci să se facă maximum, fiindcă altfel noi avem astăzi, vă spuneam, o acoperire foarte proastă cu cadre medicale și în cazul în care începem să demisionăm, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Spre altceva trebuie să fie îndreptată acțiunea noastră. Dar dacă e să vorbim despre participarea societății, de multe ori eu spun lucrul ăsta, poate câteodată nu place, dar pacienții noștri s-au deprins să se plângă la bucătărie, la mesă, să vorbească de rău doctorii, că toți doctorii sunt așa, pe rețele de socializare, sunt niște comentarii, video și așa mai departe. Dar întrebarea mea este, atunci când cu tine se vorbește urât, reacționează inteligent, spune, nu vorbi așa cu mine, ești în funcția respectivă și cereți dreptul tău de pacient de a fi respectat. Deci păstrează-ți demnitatea, nu accepta să-ți fie cerută mită, să fie brutalizat. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci cereți dreptatea. Dar în acel timp conștientizezi că tratamentul tău depinde de acea persoană. Nu depinde de acea persoană. Pentru că în cazul în care acest medic sau acest asistent medical te-a brutalizat și mergi la conducere și spui eu am fost brutalizat, nu am primit asistența, ai tot dreptul să-ți fie schimbat personalul medical. Dar asta este un ajutor foarte mare pentru manager, pentru că un manager poate să îmbunătățească situația în instituție numai atunci când cunoaște ce se întâmplă. Atât timp cât pacienții se plâng prin rețele de socializare, nu există o evaluare obiectivă a situației. De ce eu invit pacienții să fie mai activi? Regia ne spune că avem aproximativ 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb aici. Haideți să vorbim despre politicile demografice și să vorbim despre acești indicatori pe care ne prezintă specialiștii în domeniu. Sunt indicatori care trebuie să ne pună pe gânduri, da, domnule medic?
Da, dacă vorbim de politicile demografice, desigur că ele foarte sunt reflectate și în mai multe surse de literatură și în mass media. Spre marele regret, noi în Republica Moldova, dacă vorbim despre țara noastră, avem un spor negativ al populației. Ce se întâmplă? Nu atât că mai mulți decedează, dar pur și simplu mai puțin se nasc. Și este și o definiție cum ar fi fertilitatea. Înseamnă că o femeie, cât copii naște o femeie pe parcursul vieții. Și la noi este acum foarte jos, constituie 1,2. Adică o femeie naște 1,2 ori. Atunci când ar fi sporul pozitiv al populației, desigur trebuie să fie 2 și mai mult. Și este factorul economic, care e cel determinant? Sau ce ne împiedică? Știți, da, este foarte, foarte mare migrația. Și eu cam n-ar fi de acord cu... Că eu vorbesc ca cetățean. Uitați-vă câte locuri de muncă sunt la noi în Republică. Dar oamenii nu vreau să muncească. Noi avem locuri de muncă, inclusiv și în instituții, dar vorbesc de cele medicale sau toți locuiesc în societate și îmi spune, dar cât, ce fac unii? Dacă n-am 7, 8, 10 mii, nu vreau să lucrez. Dar multă lume lucrează și cu salariul de 3 și de 4 mii. De ce? Nu este problema că nu avem unde lucra. Dar probabil că este problemă însuși în noi. Și cineva tot caută să plece undeva, adică un eu știu, un câșlig poate mai ușor. Dar asta după sine trage altele probleme, care poate nu este tema de astăzi. Și rămâne și familia aici, rămân și copiii fără supraveghere și apal un val de probleme. De ce? Cred că mult depinde de noi însuși și noi trebuie să ne autodeterminăm. Da. Doamna Grama, potrivit Biroului Național de Statistică, fiecare a patra femeie nu are niciun copil. Da, deci în lume există două tipuri de politici create de stat, abordate de stat. E vorba de politici nataliste și antinataliste. Deci dacă e să dau exemplu politicilor antinataliste, este China, care a pus politica one child, da, un copil în familie, și atunci dacă mai mulți plătești impozite la stat. La un moment dat s-au trezit că au mai mulți, dar ăștia nu au fost declarați și au milioane de cetățeni care nu au documente și sunt traficați și sunt surse de organe. Tot nu e o politică clară. Politicile nataliste există foarte multe în lume și există multe experiențe și sunt dovezi, evidențe, cum lucrează aceste politici atunci când e vorba despre populație, fiindcă de fapt, spuneam domnul Donduc mai devreme, este vorba de securitatea statului, fiindcă de fapt este vorba de generația care vine de urmă. Spre regret, trebuie să recunoaștem că politica de astăzi din Republica Moldova nu este una natalistă. Deci sunt foarte multe probleme, eu cred că trebuie să fie o misiune aparte, să discutăm care sunt acele măsuri care ar motiva sau ar demotiva femeile să nască. Deci, dar totuși starea socială, starea economică a societății influențează foarte mult dorința femeii de a da naștere mai multor copii. Este vorba și de asigurarea cu creșe, de exemplu, fiindcă totuși noi avem foarte puține posibilități de a da copilul la creșă atunci când are mai puțin de 2 ani sau 2 ani jumate, locurile la grădinițe, lipsa unor grădinițe în multe regiuni ale țării. Acele indemnizații care le primesc femeile sunt destul de modeste, ceea ce face ca femeia să meargă la serviciu cât mai timpuriu și atunci să-și caute o bonă care trebuie plătită. Deci eu am 2 copii și știu ce înseamnă lucrul ăsta. Domnilor invitați, am o întrebare scurtă, poate e o întrebare blitz. Dacă ar fi să dați o notă sistemului nostru de sănătate din Republica Moldova, care ar fi el? O cifră de la 1 la 10. Și cu asta punem punct emisiunii. Domnule medic. Eu voi spune că este bună. Este bună din posibilitățile, condițiile, nivelul dezvoltării a țării. Drept urmare, ne vorbesc indicatorii și colegii noștri care vin să miră ce rezultate avem noi cu posibilități relativ modeste. Doamna Grama, nota dumneavoastră. Dar care este scara? De la 1 la 10. 10 cel mai mare. Bine, atunci dacă domnul director Dunduc a dat bun, asta ar însemna 8. Da. Eu, sau așa să înțeleg. La ziua de azi eu i-aș da 7. Pe această notă punem punct emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Stimați telespectatori, vă mulțumim. O seară bună!